1997 până în 2007 s-a produs la noi în România. E făcută din două grile de Cielo, da? Dar pe această cale le transmitem că nu o să aibă probleme cu poliția. Port de pe un Volkswagen Tiguan 2012. Am avut un set de faruri cu lupe, cu Devilite. Mașini, înainte să o vopsesc eu asta, mașina are ca și cod de culoare, este un RALT, adică un 2K. Nu are nimeni pe un Cielo în România la ora actuală vopsea rap. Față, 8 și spate. Da, ET35. Mașina are un set de arcuri HNR. Am căutat foarte mult, inclusiv prin străinătate, dar costurile fiind prea mari pentru niște arcuri. Uite, frate, are geamuri electrice pe spate. Hai! Ați văzut? Dotare de 2024! Este pielea din 97. Este de la reglajul de volan. Astea au fost cumva o serie limitată. Bord aici avem niște difuzoare de 10 cm. Au fost luate de pe un BMW. Mai e ceas, este un volmet. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Băi, fraților, am în spatele meu o mașină care nu prea este filmată prea des. A filmat prietenul meu, merită toți banii, câteva modele, dar ce filmăm noi astăzi în capitala Băniei este cu totul diferit față de ce ați văzut voi. Și o să vedeți în minutele următoare ce urmează și ce ne spune proprietarul despre mașina sa, care este un Daewoo Cielo. Așadar, astăzi îl avem alături de noi pe Marius. Salut, Marius! De mult timp era programat vlogul ăsta, doar că a trebuit să găsim noi momentul oportun ca să timpul potrivit. Exact, să filmăm. Astăzi o să fie un vlog interesant și să le spunem oamenilor, în primul rând, ce model de Cielo avem, din ce an și mult mai multe detalii. Deci, avem un Daewoo Cielo, da, fabricat la Craiova, an de fabricație 2004, cu mici modificări, să zicem. Da. Pentru prima dată, Cielo s-a fabricat în 1994 până în 1997, producție sud-coreană, dacă, exact, da, exact, zic bine. Iar apoi, din 1997 până în 2007, s-a produs la noi în România. Chiar 2008, dacă nu mă înșel. A fost ultimul an de producție al acestei mașini. Da. Dar chiar și așa, vreau să spun că, din ce știu, sunt doar două motorizări pe benzină. Diesel nu știu dacă s-a făcut. 1.5 benzină, o valve. O valve, da. Și 1.5 benzină. 16 valve. Da, 16 valve. Exact. Chiar și așa, aceste modele, din ce am văzut, sunt Euro 3, nu sunt Euro 4. Din ce am înțeles, a fost o chestie, o convenție pe care au făcut-o ei și cumva le-au scos Euro 3, dar normal ele au fost la anul gândite, de fabricație, gândite să fie Euro 4, ceea ce cele de Coreea erau non-euro. Da. Adică... Bun, Daewoo Cielo 2004, fabricație 1.5, o valve sau 16 valve? O valve. Așa. Cum ai ajuns tu să cumperi mașina asta și să investești timp, bani și să o faci un proiect deosebit? Da, păi totul a început bine. De mic copil, ca fiecare, ce aveam pe vremea noastră? Dacia, Allseat, Cielo, Espero, gama anii de... Anii aia 2000, știi? Cam așa, da, exact. În anii 2000, dacă aveai Dacia, bine, dacă aveai Cielo, deja... Deja erai next level. Da, exact, și era apăruse și Espero, deși Espero cred că a apărut prin 2004, a început producția. Nu cred, cred că... Tot așa? În anii aia, da. Erai șmecher dacă aveai... Erai mafiot. Erai mafiot adevărat pe vremea aia. Da. Deci, de ce Cielo? Da, bun. De mic copil mi-a plăcut modelul ăsta de mașină, adică nu știu. Din ce an ai tu? De cât timp, de fapt? Din 2019, din decembrie, da, atunci am achiziționat-o. Bun, mașina, eu mai am o mașină. Adică o știu și daily. Pe aceea, dar o să o filmăm și pe aceea. Ideea este că pe asta am achiziționat-o în
ideea că o să fac diverse treburi cu ea. Bun. Proiect și sau doar treburi? Decât treburi. Treburi ce ține de, nu știu, să cari ceva, Cielo, am zis, bă, e mai ieftină, e mai așa, are GPL, te poți deplasa din punctul A în punctul B și și faci treaba cumva. După care, având înaintea Seatului, adică înaintea Seatului, am avut un Golf 3. Care și ăla a fost tot pe benzină. Tot pe benzină și multiple modificări și a fost de suflet mașina. Adică, bine. Și ușor ușor am început. Am zis: "Dar de ce? Hai să, nu știu, hai să pun o jantă. Hai să vedem cum stă, cum." Și ușor ușor am început. A avansat proiectul. Exact. Bun, primele modificări ale acestei mașini, care au fost acelea? Primele modificări, ceasurile de bord, nu știu, luminile în interior. Da. De asta faci prima dată. Ai pus tu LED-uri, LED-uri albe, da. Cu limbile acelea roșii. După un set de jante, de fapt vreo două seturi de jante. Până ai ajuns la ăsta care le ai în prezent. Da, până la ăsta care o să vorbim și sunt de final. Ok. Și după am... În față. Ai început cu bara de față, să bara zic așa. Bara de față, da, grila, care este grila de Cielo. Da, asta adică e custom grila, e custom, nu da, e ceva da, e făcută, fabrică. E făcută din două grile de Cielo, tăiate, făcută sudate în plastic și făcută clean. Și dacă fără te emblem. Uiți la ea, chiar zici că e ca de fabrică, da, atât de bine este făcută. Văd la pe această bară și o prelungire care da, este de... Prelungirea este de Renault Laguna 2 sau 3, dacă nu mă înșel. Cred că mai degrabă Laguna 2, mai degrabă. Sper să nu mă înșel, da. Proiectoarele care cu toții le facem galbene pentru da, un contrast mai bun. Da, cu și culoarea mașinii. Referitor la asta vreau să punctez ceva, nu știu dacă urmăritorii tăi știu lucrul ăsta, dar pe această cale le transmitem că nu o să aibă probleme cu poliția, fiindcă este legal 100%. Știu că m-a oprit poliția, chiar eu făcusem un TikTok și spusesem că pe proiectoare, chiar și în lege scrie și la ITP, dacă te duci să întrebi, da, nu... lumine ușoară gălbuie. Exact. Dar să le folosești, pentru că mulți au avut probleme mergând cu ele ziua, înțelegi? Și nu era ceață, de asta zic ei că, domne, nu e legal, știi, să ai proiectoare așa. Bun. Și nu știu dacă ai observat un detaliu aici la număr. Da. Ai, de fapt, modificarea, nu putem să... Suportul la număr? Da, este un suport de pe un Volkswagen Tiguan 2012, adaptat pe bara mașinii. Ok, da, 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 da. Fiindcă ele de fabrică n-au avut suport. Era numărul prins direct? Da, direct în pe bară. Două șuruburi. Mulți văzusem că începuseră când își modificau Cielo, își făceau și dunga asta, exact ca și la Dacia, știi, o umpleai cu da, și este, fibră și da, am un prieten care a avut un Cielo, bine, și pe această cale îi mulțumesc că am multe piese de la el, donate, deci donate. Chiar se mai găsesc piese de Cielo? Nu, foarte, foarte rar. Adică, noi da, le găsești, dar... pe aftermarket mult. Aftermarket. Original, nu știu slabă dacă... șansă. Da. Sau second, da. Foarte, foarte trebuie greu. Trebuie să fii norocos să găsești originale în dezmembrări, că altfel... Da, în dezmembrări, dar gândește-te și tu că deja nu cred că mai sunt foarte multe. Ok. La faruri nu le-ai făcut nimica? Ba da. Am avut un set de faruri cu lupe, cu Devilite înainte, dar le-am dat jos din pricina faptului că nu vreau să am probleme cu... Erau... cu domnii de la poliție. Da, ăla sunt atunci ilegale, da, clar. Știu Cielo acela verde al lui Ima de la Cara și ăla l-a făcut să... Ima, da, da, știu, știu mașina, tot... da, foarte, foarte frumoasă. Cu acele jante cu BBS. Da, foarte frumoasă mașina. Îmi place că tu ai păstrat linia originală a mașinii cât mai curată, cât mai clean și totodată să-ți sară în evidență. Da, și când spun asta de sărit în evidență, facem referință la această culoare care nu o vedeți pe multe mașini. Despre ce este vorba? Spune-ne vopseaua asta. La bază, mașina are ca și cod de culoare, este un RAL, adică un 2K, pentru cine știe, 5015, puțin reinterpretat. Adică un pic elaborată rețeta ca să iasă un fel de baby blue. Da, și păi cam asta a ieșit. Bine cu baby blue și o vopsea Raptor. Da, vopsea Raptor, da, și asta e... Nu are nimeni pe un Cielo în România la ora actuală vopsea Raptor. Da. Tu de ce ai ales să-ți faci vopsea Raptor? Din simplu adică fapt, are...
toată chestia asta cu vopseaua asta, cu Raptorul, mi s-a părut interesantă. Am văzut mașini înainte să o vopsesc eu asta și mi s-a părut interesantă textura și plus rezistența în timp. Da, exact. Ideea este că vopseaua asta nu necesită mare pregătire. Adică are o granulație foarte, foarte abrazivă de șmilghel, după care folosești un grunt special pentru vopseaua asta și după aplici vopseaua. De menționat, mașina este făcută de către Marius. Da, deci în totalitate, vopsita, 100%, da, absolut orice. Tot ce a făcut la mașină, da. Tu fiind și mecanic. Mecanic e mult spus, într-adevăr, lucrez într-un servis și eu sunt pe partea de caroserie, adică echipez și dezechipez mașinile. Ok. Adică la mine vine mașina, din mâinile mele trebuie să plece mașina, gata, țiplă. Deci știi ce trebuie să faci. Exact, da, și cu mașina asta. Ok. Și ai dat vopseaua asta, Raptor, care cred că nu are mai mult de 2 ani. Cred că face anul ăsta, da, anul ăsta, în iunie, 2 ani, da. Și văzând pozele trimise de către tine, tu ai vopsit-o nu într-un garaj, pur și simplu, cu un aer liber. Mijloace proprii, să-i spunem așa. Bă, adică... Foarte interesant. Și ai dezechipat-o total. Da, este dezechipat-o total. Ca și să... vopsite și interioarele ușilor și ale pragurilor. Mai puțin compartimentul motor, că acolo deja ne duceam la prea mult. La compartimentul motor am văzut mai devreme, nu ai făcut mari schimbări acolo, da. Doar ai pus acea bară de rigidizare ca să stea între telescoape, cum făceam și la Dacia, pune bara acolo în față și între oale la telescoape pe spate. Da. Un filtru de aer sport care e mai mult pentru sunet. Pentru sunet, exact. Da, putere, nu ai ce. A 75 de cai. 75 de cai, că e în ovalve mașina și cu GPL-ul de fabrică. De fabrică, da. Interesant. Hai că să terminăm. La partea din față cam atât. Cam atât, da. Cam partea atât. Ai lăsat față... farurile ăsta, nu vrei ca să le mai schimb? Aș vrea, nu. Aș vrea să le decapsulez. Să-i facem interiorul ăsta negru, atât să nu atragă atenția. Exact, ca să vină exact cumva cu linia de la grill, adică cu negru. Și știi ce mai putea să faci? Interiorul la semnalizare. Am încă 2 seturi de semnalizări făcute. Ai putea să te joci cu ele? Ca le să am, am unele au conturul ăsta negru și interiorul negru. Și unele sunt, bine, e bec normal, ele de fabrică au un glob acolo, ca un portocaliu, nu? Erau becuri portocalii pe atunci. Da. Hai să trecem și pe lateralul mașinii, că ziseream noi la început de jante și de toate cele. Da. După cum vedeți, jantele acestea sunt RH-uri. RH, da. RH originale pe 15. Nu. Nu? 14. Da? 14, ok. Ca să fie legală mașina. Exact. 8G față, 8G spate. Da, ET35. Și dimensiunea la anvelope? 185, 65, 14. Și a făcut streciul ăsta așa de bine fiind fiind jantele late. Da, înaintea jantelor astea mă gândesc că ai mai avut alte seturi. Păi am avut 3 seturi, da. 4 seturi. 4 seturi, deci, până ai ajuns la 14 restul. Inițial când am luat mașina, tot de aliaj. După care am luat un set de pe Corsa, cred, pe 16. După revenind la 15 și în prezent actualele astea RH-urile. Exact, da. Tot RH am și eu pe Opelul meu, doar că sunt 6,5. Ăștia... Da, 8G. 8G, categoric îți fac cauciucul mult da, mai să lat. Fie, să fie streț, să fie tras. Mai avem semnalizările care și ăstea sunt custom, nu sunt de fapt. Da, sunt negre. Custom și sunt tot din familia Opel. Nu cred, serios? Ba da. Ok. De, cred că Astra. Astra G. Astra G, da. Da. În părul mi-e cunoscută, dar nu știam exact. Și că suntem pe vorba cu Opel-ul. Familia Opel, da. Familia Opel, să știți că Cielo a fost făcut oarecum caroseria aceasta după modelul Opel Vectra A. Da. Știu asta perfect. Deoarece deține tatăl meu una, care v-am prezentat-o și vouă, și brațele de pe Vectra A sunt luate de pe către un Cielo. De pe Cielo, da. Sau, de fapt, e inversul. Inversul, exact, exact. E inversul, da. Exact. Și aici, că ziserăm de Opel, spune-ne de arcuri, că spuneai că nu sunt de arcuri sport, că mașina se vede că da, deci cum spuneam, da, e lăsată. Okay. Mașina are un set de arcuri
HNR, după Opel Kadett, care... Mamă, frate, și ăștia-s greu de găsit. Da, asta vreau să precizez, că am căutat foarte mult, inclusiv prin străinătate, dar costurile fiind prea mari pentru niște arcuri, am zis, băi, mai aștept, și le-am găsit pe astea. La un preț decent, ok, mașina telescoapele e... Telescoapele originale, da. Stă foarte suspensia, bine, nu... adică e sport cu telescoape stock. Păi, na, o să fie cât de cât... Ok, și oricum ai și spațiu, două degete. Două degete, da, exact. Cel mai frumos vine acolo, pe spate. Că te întreb, da, de spate, aici ai umblat pe spate sau ai lăsat așa cum... Da, pe spate avem aripile puțin roluite, bine, și cu toate astea, jantele fiind late, la denivelări ating, da. Ating și acum. Ok, ok. Bine, okay. Ideea e că mașina nu cară greutate decât două persoane și atât. Frate, dar bine arată, jur. Deci, da. Mai, oricum, și dacă le spui mai mult, iară trebuie să umbli la aripă. Da, trebuie umblat la pasajul de aripă, la semiaripă, adică la semiaripă roluită, umflată, revopsit. Mm-hmm. E posibil pe viitor să fac lucrul ăsta, deoarece am în plan să schimb și bara de spate. Să punem cea cu număr pătrat, care și aia, pentru Cielo, e foarte rară. Aia cu număr pătrat era aceea de Coreea? Da, este de Coreea, dacă nu mă înșel. Dar sunt foarte greu de găsit și cumva din vorbă în vorbă am ajuns să o găsesc la un vecin de scară. Oare? Da, a avut și el Cielo, vecinul am o bară de asta cu număr pătrat și am zis că o luăm și așteptăm să se încălzească, să putem să o montăm, să o vopsim. Ai văzut că dacă intri la mine pe canalul de YouTube, primul clip la început e tot un Cielo luat din Craiova, dar cu motorul ăla turbo baby. Da. Deci da. Mașina aia... De la luat... L-a luat ghilă la Severin. Da. Într-adevăr, mașina acum nu mai circulă, s-a făcut un transplant de pe motorul ăla, dar... Da, dacă nu mă înșel, pe o Calibra. Pe o Calibra, motorul. Da, dar exact. Spun sincer, când am mers cu mașina aia, băi frate... Bă, n-am cuvinte, deci să pui un 2.0, că pe ăsta ai văzut că poți să pui 2.0. Da, poți să pui 2.0, da. Motorul da. Letul sau... Sau 2.0 valve, 16 valve, SFI-ul, exact. Fără probleme, se adaptează foarte ușor, instalația da. Electrică. Păi este cam plug and play, adică e același lucru, numai că instalația, exact ce ai spus și tu, și plus ECU, pompă de benzină exact. Și cam atât. Exact. Și evacuare. Exact. Dar sunt plug and play. Crede-mă că rupe, adică la o tonă cât are mașina asta, o tonă... O tonă 200, dacă nu mă înșel, o tonă 100, cred. Rupe. Nu știu, rupe. Sigur, exact, dar cam pe acolo. Mânerele care... Frate... Da, puțin mai tare, Cristi, puțin mai tare, un pic da. Mai tare, da. Aici mai făcut ceva, genul să schimbi chedere sau ceva de genul, pentru că... Sunt chederile mașinii, numai că... Cumva le împrospătesc cu anumite soluții. Și interiorul pe aici l-a făcut. Bine, când mi-ai trimis tu poze, s-a văzut că mașina a avut opușile desfăcute cu toate cele, dar o să trecem noi și la interior și o să vă vorbim. Uite, frate, are geamuri electrice pe spate, ești nebun la cap. Geamuri electrice aici, pe partea asta. Asta de scrumieră. Da, geamuri electrice, AC, servo și cam atât. Cam ăsta era full-ul la cam Cielo. Cam full-ul la Cielo, da, au fost versiunile care au fost cu geamuri electrice, toate patru, și versiunile care au fost cu geamurile pe manivelă. Pe adică, manivelă. Bine, nu e mare diferență. Ce ai mai făcut tu aici? Văd la plafon, ai o antenă. Asta cred că e de la GPS? Nu, de la GPS, nu, e un ornament. Luat de pe... Stil rechin, dar exact, drăguț, da. E finuță, să știi, da. Chiar bine rău, nu? Adică nu... E decentă, să zicem, că e din... Astea sunt tot ale ei. Da, sunt tot ale ei, au fost vopsite cu un negru texturat care imită plasticul, adică au o ușoară textură și cam atât, am mers pe un pic pe detalii, să zic așa. Da. Adică detaliile fac diferența. Să știi, cumva, să știi. Zic. Și cât mai clean, cât mai curat. Por bagajul ai umblat și aici la el, făcându-l clean, a dispărut ce scria, dar e da, și plus că ele aici la siglă, în zona asta, aveau două găuri. Și astea făcute... Cu fibră de sticlă pe interior, da. Pe ăla, făcută de către tine. Și să mai spunem că por bagajul este și electric, nu facem așa, de fapt putem să facem și așa păi și nu, să vedeți că ia.
facem așa. Ia. Hai. 1 2 3 și. Hai. Ați văzut? Dotare de 2024. Da, în portbagaj îmi cer scuze pentru dezordine. De fapt, dezordine. Butelia de gaz. De nos, da. Bă, frate, portbagajul mare la mașina asta, jur de nu. Uite și, deci ai și butelia și mai ai și câteva truse pe aici și uite cât spațiu exact, da. Mai poate da, să fie în mașină. E spațios portbagajul, e chiar foarte spațios. Mochetă pe interior, vezi? Da. Decent. Și n-am mai pus mochetă pe portbagaj aici, dar nici la, nu știu dacă la nu vechi. Știu dacă s-a pus la gama de U, la vreo model anume. Nu știu. Nu știu sigur, dar din ce știu, cred că nu s-a pus. Clasica antenă care asta din ce știu eu, da. Este electrică, nu știu dacă îți mai funcționează. Da, este electrică, ideea că eu am avut o problemă. Okay. La modul că îmi rămânea cumva alimentată și mi rămâneam fără curent. Uh-huh. Adică peste noapte, dimineața dacă voiam să o pornesc, să plec cu ea, nu mai era curent. Deci și ai renunțat, ai lăsat da, așa cum este. Are mufele scoase decât de design, decât de aspect. E mai bine că nu ai scos-o de tot. Da, ideea a fost că cumva ea fiind cromată merge cu jantele mașinii. Să știi că se îmbină foarte bine. Adică să fie, cu toate că nu prea are ea crom, dar janta cu buză, polișată, din punctul meu de vedere e ce dar trebuie. Dar pe Sielonii nu poți să pui altceva, sincer. Mai era unul gri la mine într-un Severin, tot așa lăsată cu niște... Cred că tot RH-ul, dar prea o idee mai mare. Dar aripile umflate ca lumea, frate, și-l vedeam așa. Bă, mașina n-avea nimic. Adică era gri, lăsată și cu jante. Arăta bombă, deci spun sincer, o da, mașină care arăta știu ce, bombă. Ce zici, dar ideea a fost ca Cielo ăsta de față să fie cât mai clean, cât mai frumos și să nu sară în ochi. Exact. Adică pe partea cealaltă, cu să toate fie că, exact, să nu avem probleme cu domnii polițiști. Că vorbim de legalitate și de alte chestii, că vorbim de spate, vorbim de aceste stopuri care sunt roșu cu negru. Da. Cred că sunt făcute de tine, nu? Sunt făcute, da, și astea sunt custom. Bine, nu e mare lucru. Asta e lac, nu? Da, sau este un lac dat, aplicat și după polișat. Șmingheruite și polișate, da. Exact cum am făcut eu la Opel ca să fie, da, și să fie mai un refresh, așa să zic. Să se vadă frumos. Roșu ăsta intens și cu negru, puțin negru. Adică de ce? Chiar arată bine. Mai avem o tobă care este normală, nu este sport. Da, este mai exact, este un tips. Un nu tips? Avem tobă sport, nu evacuare, nimic. Nu e pui sport. Nu prea aș vrea, sincer, nu. Nu vreau eventual, să am probleme. Ce poți să faci? Ca să fie ceva 100% legal, ai tobă normală pe mașină, la jumătatea mașinii să-i pui o clapetă. Când vrei ca să ți urle da, în creier. Da, da, știu ce zici, exact, da. Parcă n-aș vrea cumva, nu aș vrea să mă duc din extrema cealaltă, nu aș vrea. Ok, și spuneai tu că vrei să spui bara aia de aia cu număr da. Mai mic, cu număr pătras, gen ca la cele de America. Cele de America, bine, mult spus de America. Tu va trebui să schimbi și numărul de da, o să trebuiască să achiziționez de la poliție un număr pătrat pentru ea. Ideea e că și asta, bara, deci bara asta este de pe modelul de Coreea. Okay. Diferența dintre bara asta și modelul de Coreea este rama asta de aici de la număr. Aha. Asta de Coreea are rama asta. Ah, ok. Și alaltă? Cele de România nu, vin drept, adică este întreagă bara. Uite, asta nu știam, chiar un, da. Un aspect de precizat. Mamă, dar e joasă, deci uite, tu și pe sub ea ai făcut ceva antifonat? Are, dar încă nu e gata. Mai trebuie să mai lucrez. Ai lucrat ceva la mașinuță? Da. Hai să trecem și la interior, să vedem interiorul, ce dotări avem, ce s-a pus pe mașină. Că și acolo Marius a lucrat. Da, și acolo, dar încă nu este finalizat. Mai sunt detalii. Hai să trecem pe partea asta la volan și tu pe partea cealaltă. E loc, frate, ca lume în mașina asta, da? Bun, suntem la interiorul mașinii. După cum vedeți, volanul ăsta nu este cel de Cielo, este un volan de Opel Calibra Turbo. Cu sigle de Cielo. Cu sigle de Cielo, exact. Claxonul în patru spițe, pielea de fabrică, deci de fabrică. Volanul nu a fost retapițat. Se vede că arată. Deci, este pielea din 97.
ești nebun. Bă, frate, făceau calitate. Uite de acum, după 2010, ce s-a... Da, într-adevăr, te gândești, deci din 97 și până acum. Sunt... Da, o grămadă de ani. Exact, și uite cum arată. Acum, deci noi am făcut de... absolut nimic la volan. Este... Ceasurile de bord, care spuneai tu că ai început de prima dată ca da, să... Da, la ceasurile de bord avem acele roșii, lumina albă, uh-huh, inclusiv și pe aici, adică ele de fabrică erau cu verde, ceva cu verde. Uh-huh. Cine a avut Cielo și cunoaște, știe exact cum erau luminile. Eu am combinație de alb și roșu, așa mi-a plăcut. Butonul mie de ceață. Ceață, da, dezaburire, uh-huh, reglaj faruri, avarii, ceață pe spate. Ce da, bine arată rama asta, și așa se vopsită. Reglajul la trepte, la ștergător. Ce voiam să te întreb, că am văzut aici maneta asta, asta e de la reglajul de la... Da, este de la reglajul de volan. Adică așa, mașina... Și aici ai făcut un retrofit din ce... Exact, da. Un retrofit de pe un Cielo de Corea, uh-huh, care, în plus față de ăstea de România, aveau airbag la șofer, okay, da, și volan reglabil. Dar și ăstea au fost cumva o serie limitată, fiindcă nu aveau toate volanul reglabil și airbag. Ești nebun. Chiar nu știam chestia asta. Da. Și am găsit un Cielo, bine, cu toate plasticele, adică tot ce vezi și tot ce se vede, este luat după acel Cielo și pus pe a mea. Bă, dar și bordul arată bine rău de tot. Da, mai sunt, mai are mici defecte. Mai sunt unele defecte, care se mai exact, crapă, da, se mai umflă pe aici, că acum... Datorită vârstei... Are și ea o vârstă până la urmă. Și spuneai tu, uite, că e un modelul cu aer condiționat. Aer condiționat, da. Care exact e perfect funcțional. Da. Așa, mai jos ai pus tu o navigație. Nu este navigație, este un player MP5, uh-huh, nu știu, uh-huh, ceva de gen. Da, s-a încadrat frumos aici și am zis că e de aici. Adică cutia în 5 viteze, 5 rapoarte. 5 rapoarte, da. Aici trecerea de buton pentru instalația de GPL. Se trece automat sau o trece? Nu, pornește inițial, pornește pe benzină, la 2500 de ture, 3000, automat sare pe gaz, trece pe gaz. Și mai în spate puțin avem geamurile electrice, care sunt electrice și pe față, sunt electrice și pe spate, spate, da. Și sunt patru aici pe mijloc și uitându-mă la ușile de pe spate, aveți da, alt lucru de precizat, cele de Corea aveau alte fețe de uși și erau comenzile pentru geamuri, erau în partea stângă, adică pe ușa șoferului. Ah, ok. Pe când la ăstea de România e un pic cam incomod, că ai tendința de a căuta e pe aici cumva. E Logan, e gen da, ca Logan, da, da. Ai văzut că și Loganul... Loganul de pe spate? Da, de pe spate, exact. De pe spate aici sunt amplasate și de pe față pe consolă, exact. Pe consola de da, mijloc, da. Plafonul, ai umblat aici și la plafon, l-ai făcut? Da, plafonul nu o să-ți vină să crezi, dar este vopsit. Da, și... uite, așa l-aveam pe Lancer. E vopsit, parasolarele vopsite, absolut totul vopsit. Mm-hmm, ce arată bine. Da, decent. LED aici frumos. Da. Parasolarele originale nu le-ai pus tu pe ăla de... Nu, ăștia de sunt... De Vectra, că merg și ele. Merg și ele, da... Adaptate, să le faci retrofit. Exact. Așa, o chestie interesantă. Spuneai tu aici de ceasul ăsta, care nu mai e ceas. Da, parte, nu mai e ceas, este un voltmetru, adică... Se arată încărcarea bateriei, da. 14.1, 14.2, încarcă bine. E bine. Alternator, da, original, nu? Da, alternator original nu a fost recondiționat. Cel puțin, probabil, fostul proprietar l-a recondiționat. Pe amă de ăsta de navigație care... Da, MP5, da, MP5, player. Și muzica se auzea foarte bine și nu trebuie mare. Ai subwoofer pe mașină? Nu, nu am subwoofer. În bord aici avem niște difuzoare de 10 cm. Uh-huh. Au fost luate de pe un BMW. Nu vreau hate din partea băieților care au BMW. Uh-huh. Chiar nu vreau hate. Iar pe spate avem difuzoare Pioneer adaptate în carcasa originală a mașinii. Tare, cam atât. Difuzoarele aici. Dacă pe fața de ușă n-aveai, da, practic... Nu, și lovește aici, dacă pui difuzor, trebuie să pui un distanțor ca să nu lovească macaraua geamului. Am uitat să precizăm un lucru, mai avem acolo un detaliu mic. Asta care nu l-au... de ochelari. Da, suport de ochelari. A fost... De pe ce mașină l-ai luat? Tot de pe un Cielo. Uh-huh. A fost, ți-am zis mai devreme, am un prieten care tot la fel a avut un Cielo și toate piesele care le-a avut el. Ai fost norocos că ai dat pe fel. Da, 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 da. Da, ai dat pe fel. Păi nu, noi ne înțelegem pasiunea și îți dai seama. Adică nu e vorba de
de bani. Între... Dar fii atent. Deci are 4 geamuri electrice, dar oglinzile sunt cu reglaj manual. Da, oglinzile sunt cu reglaj manual, numai că și oglinzile astea au o poveste. Uh-huh. Cum ți-am zis mai devreme, oglinzile astea sunt luate tot de pe acel Cielo al prietenului meu. Uh-huh. Ele în trecut erau oglinzi electrice, de s-a modificat acolo interiorul, oglinzi electrice și cu dezaburire, dacă îți vine să crezi. Okay. Momentan avem decât dezaburirea, dar nu e legată. Dar funcționează dezaburirea. Bine, n-am avut timp să mă ocup, dacă serviciul nu-mi permite. Dar chiar și astăzi noi filmăm vineri, voi nu știu când vedeți clipul, probabil sâmbătă, Marius și-a luat o zi din timpul lui, o zi de concediu. O zi de concediu, da. Ca să putem filma, mi-a făcut și eu timp și a făcut și el, am zis că să fie ceva plăcut pentru voi, pentru că nu mai vedeți, fraților, un Cielo zi de zi. Adică, cel puțin, eu în Severin, dacă văd un Cielo pe săptămână, e lucru mare, dar nici așa, nu-l vezi. Și să-l vezi și deosebit, făcut cu o jantă. Asta vreau să precizez, că am fost oprit în trafic de mai multe ori. Am fost oprit... Te rog frumos, frate, mă las să fac o poză, să nu te superi, n-am avut nicio problemă. Chiar e ceva, adică, frate, e altceva, nu? Da, e cumva reinterpretat, e să fie altceva, e special cumva. Și plus că muncă multă, pasiune, timp și foarte mulți bani. Foarte mulți bani, bine, da. Nu vreau să vorbesc de partea financiară, că nu vreau să luăm hate. Hai să-i dăm bătaie și să facem un test drive, să vedem cum se conduce stilul. Eu l-am condus un pic pe aici, prin parcare, când am luat niște cadre, sigur. Dar vreau să-l conduc așa pe drum, să văd cum se comportă și facem acum un car vlog. Am trecut la interiorul mașinii, bă, și stau foarte bine, am spus-o și la început și o spun chiar și acum. Spun că stau foarte bine, deoarece scaunele acestei mașini nu sunt tot de Cielo. Nu sunt tot de Cielo, da? Într-adevăr, nu sunt de Cielo. Sunt de pe Opel Vectra. Vectra, da, din 95. Frate, în scaunele ăștia stai foarte bine. Zici că stai în fotoliu, da, exact. Și plus că sunt și au un material, nu știu, așa, adică când le atingi plăcut. Plăcut, cumva. Exact. Și bancheta și scaunele tu le-ai luat de pe Vectra. De pe Vectra, da. Da. Frate, dar merge bine rău de tot. Oglinzile mi se par un picuță mai micuțe. Nu trebuie să deschizi geamul. Lasă. De fapt e reglaj manual. E reglaj manual momentan. Momentan, da. Facem stânga-dreapta în ieșire. Hai să ieșim încolo, în stânga, că e mai liber. Asta să trece automat, ai zis tu. Da, acum am dat-o eu, am dat-o pe benzină. Ca să-ți fie mai... Adică eu sunt obișnuit cu ea, dar mai are câteodată trebuie să-i mai fac... În viitor trebuie să ajung să reglez cumva gazul, că, nu știu, când se încălzește are niște trepidații, niște... Da, e ușoară datorită faptului, mă gândesc cumva că și jantele, am uitat să precizăm, sunt foarte ușoare ele, cu tot cu anvelopă sunt foarte ușoare. Te ajută asta și la consum, și la planetare, și... nu le mai obosești, exact. Nu le faci absolut nimic. La interior ce mai urmează să-i faci tu? Păi, în plan aș avea să retapițez tot interiorul. Uh-huh. Cam atât aș spune la interior. Niște steluțe, ceva? Nu știu, nu m-aș duce. Nu m-aș duce. Adică nu văd mașina asta genul ăla cu steluțe din anii ăștia. Mașina asta trebuie să fie clasică. Exact, clasică. Bine, clasică 100% nu mai e. Nu mai e, da. Caroseria. Caroserie, exact. Exact. Bă, dar merge bine, mă, frate, ești nebun la cap. Și cutia, se vede că e aia luată de la Vectra. De la Vectra, am da. Am 60 la oră și am 2000 de ture cu A4. Acum, pe frânare, aoleu, tată, dar semnalizare, acum au pusă-și. Da, trebuie să fii atent în permanență, că șoferii peste tot. Da. Sunt neatenți și e păcat. Mai ales la noi, la Craiova, aici. Și e păcat ca de o astfel de mașină să o lovești sau, Doamne ferește, să întâmplă da, fiindcă mai. Se întâmplă... Bine, să precizez un lucru, am găsit o zgâriată în parcare. Adică zgâriată. Mi-a rămas vopseaua respectivului care m-a atins, mi-a rămas pe bară. Uh-huh. Am rezolvat-o repede, am polișat-o și... Se poate polișa culoarea asta? Da, se poate polișa cumva, dar... Să zic,
fiind vopsea 2K, se decolorează cumva. Da? Da, 2K-ul se decolorează în timp. Asta e inconvenientul la vopseaua 2K. Adică nu are rezistența exact. Atât de mare, luciul ăla. Da, de, da, da. Nu rezistă foarte mult în timp. Și acum dacă ai vrea din nou ca să o faci o culoare lucioasă, e mult de muncă. E foarte mult de muncă. Cu culoarea asta Raptor. Și da, se curăță foarte, foarte greu de pe caroserie. Adică îți trebuie răbdare, timp și îndemânare. Exact. Cumva dacă vrei să revii la baza vopselei, cum a fost mașina. Văzusem eu ceva la început la tine aici, la acele ăstea de bor, la benzină ți indica chiar și atunci când stătea, ea indică bine sau? Ea indică bine, da. Ideea e că am oarecum o problemă la litrometru. Da, la litrometru și e mai complicat de umblat acolo, fiindcă este pe rezervor și are o garnitură de plută. Din ce am înțeles, și dacă o desfaci, dacă îl desfaci, nu risc să dea benzină pe acolo și să se complice lucrurile. Adică nu poate fi înlocuită cu altceva și da, nu găsesc să cumpăr una nouă. Uite, avem urmăritori de Maiau, da. Cielo, și care le dezmembrează sau nu le mai trebuie piese. Lăsăm aici Facebook-ul tău sau Instagram, ai, da. Lăsăm Facebook-ul. Da. Puteți să-l contactați pe Marius dacă aveți piese, pentru că mașina asta, v-am zis, este destul de rară și nu mai găsești piese zi de zi. Și decât să le aruncați, mai bine ajutați un om care își trăiește pasiunea la maxim cu mașina asta. El mai are în prezent o mașină, da, care o să filmăm după ce filmăm acest Cielo. Și la mașina aia chiar vrea să renunțe, dar pe asta nu. Nu, asta nu. Orice ai face, nu vrei ca să o vinzi. Nu, fiindcă, cum ți-am spus, Cristi, mașina asta are și o poveste în spate și timpul de executare al mașinii, adică cu totul terminată, și a fost undeva la 2 ani de zile. Bine, 2 ani de zile, să nu ne luăm hate și să nu înțeleagă lumea greșit. 2 ani de zile însemnând weekend de weekend, când ai ieșit tu liber. Da, lucrând la mașină, singur. Și cum ai spus și tu, făcută într-o curte. Adică da, nu e făcută într-un service, într-un garaj, nu. Într-o curte, sub o boltă. Exact. Oamenii, să știi că apreciază. Oamenii care au făcut și ei chestii în acest, da, într-adevăr, dar ideea e că sunt foarte puțini care apreciază acest aspect, fiindcă lumea preferă, nu știu, preferă mașinile noi, performante, nu știu, cai mulți. Eu, sincer, abia așteptam ca să vin să merg cu ea să o filmez, ești nebun la cap, ești pe bune. Cred, îți dă o senzație așa de, nu știu cum să mă fac înțeles, nu știu să explic. Se conduce bine, ești nebun la cap. Da, e ok. Se conduce chiar foarte bine. Ce mai urmează să-i mai faci? Că na, mai vorbim de exterior, dar să mai vorbim mai puțin și la interior. Păi la interior, în principiu aș mai avea de retapițat tot interiorul, nu știu, aș merge tot pe negru. Și negru, textil, material, nu piele, nu absolut. Alcantara, nu, nimic. Nu aș vrea să merg pe ideea asta, adică vreau să o țin în anii care a fost ea fabricată, să fie la exterior, să știu, bara de spate care trebuie să... Da, bara de spate și ulterior aș vrea să îi fac ceva custom pe capota portbagajului. Un fel de eleron ceva? Un fel de eleron, da, făcut din fibră și să fie custom. Adică mie îmi place lucrul ăsta, custom. Mai tare. Să lucrez cu ăsta, cu spuma, cu fibra... Da. Adică o să lucrez și o să încerc și până o să iasă exact ce trebuie. Fiindcă de asta este mai devreme, mașina în totalitate 100% e lucrată, făcută de mine. Vedeți prin Craiova, să-l salutați, să îi faceți așa un like. Oricum ai zis că lumea te mai roagă. Da. Păi, am fost oprit în trafic și poze și păi diverse. Cum mai, mamă, frate, că nu o vezi de zi, ai toată chestia, știi? Nu vezi mașina asta și de zi și când... O vezi și are culoarea asta, o jantă lăsată, bă, stai mă puțin ăsta, ce Cielo. Vopsea asta, apropo de vopsea, mai am colegii de muncă ce la zic? Care, când au văzut-o, ai luat-o cu ea de pe casă cumva, băiatul.
Așa zic? Da. Da, da, da. Bine, îți dai seama că nu e hate și toată chestia asta e în glumă, da? Asta e. Unii apreciază modelul ăsta de vopsea, stilul ăsta de vopsea, alții critică, da, și fiecare cu gusturile lui, arată, știi cum bine, e. Arată bine și exact. E ceva diferit, adică da, fiecare cu gusturile lui, cum ai spus și tu. Păi asta zic, asta e ideea, să fie cât mai, știi, cât mai unică, asta a fost ideea, să fie unică în țară. Chiar este, din punctul meu de vedere este unic. Dragilor, dacă v-a plăcut și vouă această mașină, v-a jucat tare, tare mult să dați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, să-i dați urmărire lui Marius. V-am zis și mai devreme, poate dacă aveți ceva piese și vreți să le aruncați sau nu știu, vreți să faceți ceva cu ele, mai bine dați unui pasionat de acest model ca să-și facă treaba decât... Na, sunt foarte rare, v-am zis. Like, subscribe, share, ne vedem în următorul episod cu următoarea mașină a lui Marius. Vă salutăm, bye bye!